Da. 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 Gata. Când am atacat, vreau să fac show, dar n-am ce să zic. O să găsesc ceva să zic. Salut! Zi, Alexandru, ceva! Bun venit la... Salut! Moldoveanu din București! Întrebare, de ce o fac? De ce? De ce? De ce? De ce? Pentru că România. De ce? De ce nu? De ce? De ce? De ce? De ce? Dan, de ce? De ce? De ce am venit? De ce? Nu, de ce? De ce? De ce? Pentru că merită. Mă filmezi? De ce? De ce? De ce? De ce? O să încerc să filmez ce am zis. Nu știu dacă se vede, ar trebui să se vadă, dar, da. Ce să zic eu? Ce să zic? Vlog. Nu-i vlog, ăsta e un filmuleț. Vreau să fac un filmuleț. Și zic așa, e clar, vreau să fac ceva. Acum nu știu exact ce. Nu o să știu nici mai încolo. Chestia e că... am așa o idee. Dar nu știu ce să fac. Da. Pas, 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 pas. Our Big Day Out e un fel de ONG. De fapt, e o gașcă de prieteni care acum vreo 10-11 ani s-au adunat și au zis vor să facă niște oameni fericiți. Și ce fac ei de Crăciun și nu numai, tipii ăștia se strâng, adună toate produsele, le distribuie cum trebuie și le trimit unor oameni, le trimit celor care chiar au nevoie de ele. Am fost și eu azi un pic. Dacă vreți să dați o mână de ajutor, îi găsiți și mâine și poimine la Romexpo în pavilionul H1. Așa, accent de moldovean.